Astăzi, 28 iunie, a avut loc ședința Colegiului Prefectural inițiată de prefectul județului Alin Isuf, unde au fost dezbătute trei subiecte importante pentru județul Mehedinți. Astfel, la primul punct de pe ordinea de zi a fost prezentat efectul negativ al compușilor de azot și fosfor asupra vieții acvatice. Tratarea apei în cazul fermelor piscicole și a apei rute se poate face prin o creștere a oxigenului dizolvat, a oxigenului concentrației de oxigen din apă. Aceasta se poate face în două moduri. Cu scăderea temperaturii, ceea ce este natural, nu se poate utiliza foarte mult, sau cu mărirea debitului, sau în cazul la fermele piscicole care își permit, cu infuzie de oxigen. Directorul Inspectoratului Teritorial de Muncă Mehedinți, Mircea Mergeani, a vorbit despre controlele efectuate în ultima perioadă de către inspectorii de muncă în județ. Activitatea inspectorului de muncă cu atribuții de control în respectarea articolului 129 este desfășurată cu respectarea prevederilor legale. Astfel, în perioada 1 iunie 2022, inspectorii de muncă din cadrul ITM Mehedinți au efectuat un număr de 12 controle, având ca și obiectiv respectarea prevederilor articolului 129 din legea 62 privind realizarea negocierii dintre angajator sau organizația patronală și sindicat, ori organizația sindicală sau reprezentanții angajaților după caz. Direcția Județeană pentru Cultură Mehedinți a prezentat un raport despre activitățile instituției care sunt foarte importante pentru istoria județului. Referitor la cercetările arheologice din județul Mehedinți pentru anul 2022, până în acest moment au fost eliberate 19 autorizații de cercetare arheologică. Există cercetare arheologică sistematică, cercetare arheologică preventivă, supraveghere arheologică sau diagnostic arheologic sau evaluare de teren. Astfel, a fost eliberată o autorizație de cercetare sistematică pentru situl de la Schela Cladovei. Continuă săpăturile an de an în așezarea epipaleolitică de pe malul Dunării. La sfârșitul ședinței, prefectul a mulțumit celor care au participat astăzi și a anunțat că următoarea ședință va avea loc în data de 26 iulie.